Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stâncioiu, sunt astăzi la tribuna polisportivă un invitat cu totul deosebit, un sportiv de excepție al Timișoarei. Este vorba de Marius Sadoveac, pe care îl cunoașteți foarte bine, este component al echipei de handbal masculin CCM Politehnica, dar și al Naționalei României. Marius, bine ai venit în premieră la această emisiune. Bine v-am găsit. Vreau să începem cu un, din păcate, un buletin medical în ceea ce te privește, pentru că acest început de an te-a găsit accidentat și nu ai putut participa la antrenamentele și meciurile amicale ale echipei. Da, din păcate am avut o accidentare în octombrie, care mi-a recidivat în decembrie, fiind la lotul național. Și perioada aceasta de încărcare am pierdut-o cu echipa, dar ușor-ușor sunt în refacere. Clar, nu sunt la un nivel ridicat de a performa, dar sunt pe drum. Echipa va debuta în noul an într-un meci oficial, joi, la Baia Mare, contra celebrei Minaur. Mă rog, Minaur nu mai e nici ea. Ce-a fost? Cum din păcate nu mai suntem nici noi, ai vreo șansă să fii pe teren la Baia Mare? O echipă la care de altfel în trecut ai și jucat. Da, m-aș bucura să fiu. Aștept să fac un examen medical, să văd că totul e ok, să primesc ok-ul medicilor și după aceea poate câteva minute, dar asta e ambiții mai mult o dorință de-a mea decât ceva ce se poate realiza. Urmează duminica viitoare meci acasă cu Potaița Turda, iarăși un meci foarte greu, cum de altfel sunt cam toate pentru Poli în această ediție. Da, majoritatea. Atunci, e mult mai sigur că ești pe teren? Cu Turda? În funcție de examenul medical, vă pot spune, dacă la examenul medical mi se arată faptul că s-a cicatrizat ruptura musculară și atunci pot să încarc mușchiul și pot să încep să-i refac elasticitatea, atunci, da, pot fi pe teren. Dacă nu, înseamnă că mai trebuie să stau. Am înțeles. Din experiența proprie în ceea ce privește revenirea după accidentări, este recomandat, dar asta cu siguranță știi mult mai bine și știu toți mult mai bine decât mine, este recomandat să nu forțezi reintrarea pentru a nu recidiva. Dar în condițiile în care Poli a pierdut, iată, în 6 luni a pierdut trei oameni de bază, este vorba de ex-iugoslavii Orbovici, Dragaș, Pribanici, ultimii doi plecați acum în iarnă, sigur, din cauza situației financiare în care clubul se zbate deja de prea mult timp. În condițiile în care, iată, ești accidentat și ești internațional, golgheterul echipei, chiar ești golgheterul echipei sau Marianovici, că nu mai știu, la zi. Ai parcă 77 cred de goluri. Cred că sunt eu. Da. Nu știu. Da. Din câte știu, ești golgheter cu 77 de goluri în această ediție. Iată, pentru Poli se anunță un început tare greu de an. S-au pierdut așadar jucători importanți. Cum vezi lotul actual? Cu siguranță suntem într-o transformare. Ne-au plecat niște jucători pe care te puteai baza în primii 7. Dragaș și cu Pribanici erau jucători de bază a echipei. Dragaș chiar unul dintre golgheteri, alături de tine și de Marianovici. Da, un pilon important al echipei, dar asta este viața echipei. Tot timpul vor veni și vor pleca jucători. Este într-o continuă transformare. Au venit doi jucători tineri, încercăm să integrăm cât mai repede, poate în viitorul apropiat să ne poată ajuta și ei. Cu siguranță va fi un campionat greu, în care suntem destul de puțini jucători cu experiență la nivelul campionatului național și sperăm să nu avem accidentări, deoarece dacă dintre cei experimentați vor fi 1-2 accidentați, va fi foarte greu cu orice echipă. Bine, sper că nu se pune problema ca Poli să nu intre în play-off în acest an, adică să nu termine în primele 8 în sezonul regulat. Însă
experiența de anul trecut, primul în care s-a disputat acest sistem în Liga Zimbrilor, cu play-off, play-out, cu un număr de puncte stabilit în care intri în play-off, dovedește faptul că e foarte important de pe ce loc intrăm în play-off, având în vedere că anul trecut, iată, nu s-a mai putut recupera decalajul și am terminat pe o poziție care, spun eu, a fost mult sub posibilitățile lotului. Da, cu siguranță e foarte important, în momentul de față e foarte important să ne califici în play-off, dar ambiția noastră e să ne calificăm cu cât mai multe puncte, deoarece dacă pleci în grupa principală de play-off cu 0 puncte, este foarte greu să recuperezi cele 4 puncte ce le au cei de pe primul loc. Diferența aceea ar însemna să bați tot afară, tot acasă și la jocul rezultatelor să se întâmple ceva ca tu să fii în primele două să joci semifinala sau finala mare. Un obiectiv mult mai realist, mai palpabil, să spun așa, pare cucerirea din nou a Cupei României, unde sunteți în Final Four. Da, cu siguranță rămâne un obiectiv de-a nostru. Sunt două meciuri în care dacă ai constanță și ești în formă sportivă, deși suntem, după cum am spus, destul de puțini oameni cu experiența de a juca cu un trofeu pe masă, consider că putem face acest lucru, putem câștiga cupa. Da. Despre echipa națională, ai fost la lot, chiar în finalul lunii decembrie, la trofeul Carpați. Te-ai accidentat și n-ai mai putut fi prezent și la turneul de calificare din Italia de la începutul acestui an pentru campionatul mondial. Campionatul mondial de anul viitor. România a reușit să câștige toate cele trei meciuri cu Italia, Kosovo și Georgia și s-a calificat pentru play-off. Ai și lucrat deja sub comanda noului antrenor al selecționatei, Rareș Fortuneanu. Spune-ne, te rog, ce crezi că a adus nou acest antrenor? Care sunt șansele noastre de a ne califica la turneul final mondial de anul viitor? Ca orice antrenor, Rareș a venit cu o viziune proprie asupra jocului de handbal. Din fericire pentru noi ca și echipă, mai viziunea lui este asemănătoare cu cea a antrenorilor spanioli. Și atunci am putut să fim și noi mai maleabili în ceea ce privește cerința lui și tactica lui. Dar încă mai sunt lucruri de pus la punct. Se vede că a mai schimbat și câțiva jucători în angrenajul echipei și atunci lotul național fiind ca pregătire, având numai 4-5 zile în decembrie, 4-5 zile în aprilie, 2-3 zile în iunie, e foarte greu să legi foarte bine relațiile de joc. Dar consider că suntem pe un drum bun, consider că am făcut un pas mare să ne calificăm pentru primul play-off, pentru campionatul mondial. Acum așteptăm tragerea la sorți, să vedem ce echipă ne va sta în cale și vom pregăti foarte bine meciurile tur-retur, foarte bine tactic și consider că avem șansa să mergem, să întâlnim chiar în al doilea play-off, în iunie, să întâlnim chiar forțe ale handbalului european. Deoarece în al doilea play-off ne vom bate cu echipele care au terminat pe locul între locurile 5 și 12. Și dacă ne uităm, vedem echipe foarte, foarte bune. Deci, practic, este o misiune extrem de grea pentru noi. Da, momentan, deoarece venim din calificări, pentru noi este o misiune foarte grea. Important, cel mai important este să ajungem la un campionat european, la un campionat mondial, deoarece de acolo te poți menține mai ușor, deoarece tot timpul vor veni echipe care vin din calificări, cotate, mai slab ca tine. Noi, ca să scoatem pe cineva, trebuie să batem pe cineva cotat foarte bine. Da, Marius, ești alături de Cristi Fenici,
spune, sunteți cei doi jucători emblematici pe care i-a avut handbalul timișorean după perioada titlului din 1991. Iată, sunteți în continuare la Națională, deși ați trecut bine amândoi de borna celor 30 de ani. Din păcate, observ că noul val al handbalului românesc, la băieți mă refer, nu este unul suficient de bun pentru a readuce România la un turneu final și să facă o eventuală performanță acolo. Iată că în continuare băieții sunt în România mult, mult în urma fetelor la handbal. De ce crezi că nu se poate recupera nici cum acest decalaj, eu știu, groapa de potențial în care a căzut handbalul masculin românesc în ultimii 20-25 de ani? Consider că totul pornește de la baza piramidei, de la selecția copiilor pentru handbal. Antrenorii de handbal, propriu-zis, se face mult mai puțin sport în general, în școlile generale. Sunt o grămadă de copii care își aduc scutiri medicale, deși nu au nimic. Și atunci e foarte greu și pentru antrenorii de handbal, de sport în general, de fotbal, rugby, orice, să aibă o bază, să aibă copii pe care să-i antreneze și de acolo să scoată cei mai buni și să scoată cel mai bun dintre cei mai buni. Și când ajungi deja 14-18 ani, baza se restrânge atât de mult încât numai cei care chiar sunt pasionați și chiar vor să facă sport de performanță vor face. Consider că în acest sens titlul național cucerit anul trecut de SCM Politehnica la juniori 2, iar constituirea aici la Timișoara a Centrului Național Olimpic de Pregătire pentru Juniori, pentru Timișoara, referindu-mă acum, poate fi un fundament solid pentru viitorul apropiat? Da, cu siguranță. Cu siguranță investiția în copii și în juniori va aduce roade și echipei de seniori peste ceva timp. Ești unul dintre timișorenii jet-be-jet din echipă. Ești născut la Timișoara, ai început handbalul aici, unde ai făcut junioratul la liceul Banatul, ai început să joci la seniori la Timișoara, evident, la Politehnica. Apoi ai avut însă o carieră de mare anvergură, jucând ani de zile la legendara, să nu ne ferim de cuvinte, HCM Constanța. Ai câștigat, nu mai știu câte titluri, parcă 6 titluri naționale. 6 cu Constanța. Așa, ai fost finalist în cupele europene cu această echipă și chiar ai fost prezent zilele trecute la Constanța, la meciul de retragere al fostului tău coechipier, Laurențiu Toma, cel care la 38 de ani, nu știu dacă la handbal se spune că și-a pus ghetele în cui, așa se spune la fotbal. A fost un eveniment, l-am urmărit reflectat în presă și tare mult m-am mândrit când am văzut numele lui Marius Sadoveac acolo printre jucători foarte importanți pe care i-a avut România în ultimii 10-15 ani. Spune-ne două vorbe despre acest eveniment la care ai fost invitat. Da, m-am bucurat că Laurențiu Toma a organizat un astfel de meci. Consider că este benefic pentru sportul românesc, nu numai pentru handbal, să existe astfel de spectacole, ca oamenii să vadă sportul nu numai ca fiind sport, ca fiind un spectacol, ca fiind o alternativă pentru a merge la film, la teatru. M-am bucurat să mă revăd cu foștii colegi, cu cei cu care am câștigat atâtea titluri și cu care am câștigat destule meciuri puternice și prin cupele europene. A fost o organizare frumoasă, a fost o atmosferă frumoasă. Ne-am bucurat că publicul a venit. A fost sala, cred că 90% plină, ceea ce este mare lucru în România, să umpli o sală la sport, la orice sport.
Așa este. Din păcate, am văzut la meciul nostru din toamnă cu Olympiacos Pireu, nici măcar în cupele europene, sala n-a mai fost plină ochi cum era pe vremuri. Continuă, te rog. Da, din păcate, cred că e generalizat și în sport, fotbal, unde ar fi trebuit să ai 20-30 de mii de spectatori. Nu văzusem o știre acum 2 ani la Târgu Mureș și au fost 300 de spectatori plătitori de bilet. Nu, sunt meciuri de Liga 1 la care sunt 100 de spectatori. Da, e șocant. Da. Vreau acum să ne spui cum ai primit vestea că ai fost desemnat la începutul acestui an. Federația Română de Handbal a stabilit cei mai buni jucători, iar tu ai fost desemnat, este foarte important și onorant pentru Timișoara. Și acum, stimați telespectatori, vă rog, atenție, Marius Sadoveac a fost desemnat cel mai bun jucător român din Liga Zimbrilor pe anul trecut, 2019, cu o postură cu atât mai importantă cu cât nu e vorba de un jucător de la Dinamo București, echipa care domină categoric handbalul românesc în ultimii ani, echipă care, iată, are rezultate impresionante în Liga Campionilor, ci e vorba de un jucător de la o echipă Poli Timișoara clasată destul de jos în ierarhia finală a anului trecut. M-am bucurat. Cel mai mult m-am bucurat deoarece acest titlu este dat de Federația Română de Handbal, dar antrenorii și cred că doar antrenorii din ligă își oferă votul. Și atunci m-am bucurat de aprecierea antrenorilor. Mă bucur că sunt apreciat pentru ceea ce fac, deoarece investesc suflet, muncă și chiar e plăcut să vezi că munca ta pe parcursul unui an a dat roade. Da, este o distincție, să zic așa, pe care în trecut a câștigat-o și Cristi, da, Fenici, colegul tău de echipă. Și repet, este mare păcat că Timișoara, având o echipă atât de bună sezonul trecut, nu a reușit mult mai mult, o echipă cu jucători internaționali, români, sârbi, l-a avut pe Orbovici, care în urmă cu un an a fost la turneul final al campionatului mondial de la Poli Timișoara în Naționala Serbiei. Și așa mai departe. Este mare păcat că nu s-a reușit mai mult în sezonul trecut, în care chiar am avut o echipă extraordinară. Vreau să te întreb, care este postul tău preferat, știut fiind faptul că ai jucat mult timp extremă dreapta, iar acum ești pe postul de inter dreapta? Întrebare bună. Dacă la începutul carierei mi-a plăcut foarte mult postul de extremă dreapta, în ultimii 5 ani, cred că mai mult, am jucat exclusiv pe inter dreapta și cumva aici m-am obișnuit și am început să îmi placă mai mult decât pe extremă. Cumva pe extremă acum mă simt mai timorat, mai timid când ajung acolo. Vreau să discutăm puțin despre încheiatul ieri, încheiatul campionat european de handbal masculin. În finală, Spania a învins Croația la 2 goluri diferență. Ce crezi că a adus nou acest campionat? Cam unde suntem noi față de nivelul de foarte de sus al echipelor din Europa? Campionatul mondial, consider că Spania a câștigat având o apărare foarte, european, foarte bună. Da, european, da. Campionatul european având o apărare foarte, foarte bună. Croația, la fel. Majoritatea meciurilor foarte grele le-a câștigat având o apărare solidă, contraatac bun. Nu zic că în atac nu a fost bun, că n-ai fi ajuns în finală, dar apărarea a făcut diferența acest campionat european. Ca și diferențe față de ei, noi ca cu naționala, suntem la un nivel mult mai scăzut. Asta este clar, dar potențial avem și consider că am mai făcut meciuri amicale cu echipe ce sunt calificate la campionatul european, Olanda,
Muntenegru, Macedonia, nu sunt diferențe. Cu Macedonia, numită acum Macedonia de Nord. Macedonia și, de Nord, și da. Și Olanda a jucat chiar în decembrie, chiar în decembrie la trofeul, da, Carpați, când ai fost în, da, echipă. Deci nu sunt diferențe foarte mari. Să spunem că nu am putea să susținem nivelul de joc al unui campionat european. Important este să ajungem acolo, ca să dovedim că așa este. În preliminariile acestei ediții, mi-amintesc că anul trecut ne-am învins Portugalia. Da, și Portugalia. Atunci, pentru mine cel puțin, a fost o surpriză, dar iată, Portugalia a terminat acum pe locul 5. Șase. Dacă, sau 6. A pierdut meciul pentru locul 5. Da, da, cu Germania, da, a jucat. Da, da, o poziție foarte importantă. Cea mai bună poziție a lor, deocamdată. Cea mai bună poziționare a Portugaliei din toate istoria lor. Da. Da, dau o generație foarte, foarte bună, jucători care joacă la... Nu mai știu, ai jucat contra Portugaliei în preliminarii? Nu. Tot am fost accidentat. Da. Iată Spania, așadar, care și la fete în luna decembrie la Mondiale a jucat finala mondială. Noi am avut la lotul masculin antrenori spanioli, dacă nu mă înșel, doi au fost. Da. Pascual și Montoya, da? Da. Da. Acum este un antrenor român și spuneai că din fericire Rareș Fortuneanu, ai spus ceva foarte interesant, Rareș Fortuneanu este pe linia spaniolă de antrenorat. Este genul de cel are antrenor ca și specific în Franța s-a format. Știu. Dar unde tu ai jucat? Da, dar handbalul spaniol și francez are multe puncte comune și în apărare și în atac și ca idee de joc. De aceea zic că e ok când a venit Paschi, cumva ne-a luat așa direct într-un avânt, dar noi nu, da. Dar noi nu aveam bazele, deoarece el era obișnuit să lucreze cu jucători care aveau bazele formate la juniori. Unele lucruri noi nu le învățasem așa cum considera el că ar trebui să le știm. Și atunci a avut mai mult de lucru. Acum e mai ok pentru Rareș, de asta ziceam, mai ok, da, pentru Rareș, că deja avem niște fundamente bune. Da, este interesant ce ne-ai spus și vreau să te mai întreb în finalul emisiunii. Ai avut o singură perioadă în care ai activat în străinătate, un singur an, dacă nu mă înșel, sau doi ani în Franța. Doi ani în Franța, până, da, în 2018, când ai revenit la Timișoara, ai fost în Franța la o echipă care a evoluat atât în prima cât și în a doua ligă, în momentul în care ai fost legitimat acolo. Este un campionat, știm cu toții, foarte, foarte bun. Cam unde crezi că se situează campionatul național al României în peisajul ăsta european? Să știți că avem un campionat național bun și datorită jucătorilor care vin de afară, pentru că sunt jucători cu reale calități, după cum putem vedea și cazul echipei Dinamo, ce evoluează foarte bine în cupele europene și acolo cred că 60% din jucători sunt străini. Da. Și mai avem și cazul CSM-ului, unde au fost și sunt jucători străini buni. Și atunci ne crește nivelul. Dar pe de altă parte, nu cumva blochează acest număr prea mare de jucători străini, că nu toți sunt de vârf, da? Ascensiunea tinerilor noștri. Ba da. Dar acest lucru ar trebui să-i motiveze pe tinerii noștri să fie la un nivel la care managerul de club să spună ok, n-am nevoie de, nu știu, un sârb sau un iranian sau ce-o fi. Marius Sadoveac, îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Timpul alocat, din păcate, a trecut rapid și să dea Dumnezeu măcar Cupa României să o luați anul ăsta, dacă în campionat nu veți reuși o prezență pe podium. Doamne ajută! Stimați telespectatori, atât pentru astăzi. Ne revedem miercuri la Istoria Fotbalului și apoi, evident, lunea viitoare la Tribuna Polisportivă.